Familia e cel mai prețios dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut în viața aceasta. O adevărată sursă de energie și curaj care mă inspiră și îmi dă putere să merg mai departe. Și știți de ce? Pentru că viața e frumoasă alături de cei dragi, cu suișuri și coborâșuri, cu bucurii și necazuri, totul pare mai interesant când trei domnișoare îmi invadează spațiul. Iată, blondina casei, responsabilă, cochetă, înțelegătoare, fata lui tata, apoi curajoasa familiei, hotărâtă, cu tupeu, dar cu mult bun simț, și eroina noastră, sensibilă, dar în același timp puternică, plină de viață și bucurie. Vă întrebați de ce eroină? Să vă explic. De la vârsta de 2 ani și 10 luni, mezina familiei a fost diagnosticată cu diabet zaharat tip 1. O lovitură grea pentru noi, dar un drum anevoios și neînțeles pentru ea. De ce atâtea injecții în fiecare zi? De ce atâtea înțepături în degete pentru a măsura glicemia? De ce nu am voie să mănânc și eu dulciuri ca ceilalți copii? Sunt doar câteva întrebări la care trebuia să răspundem. Pentru că ești o fetiță specială, o încurajam de fiecare dată. Prima întâlnire cu Centrul Medical Cristian Șerban din Buziaș a fost extrem de binevenită. Aici am întâlnit numeroși copii și tineri care aveau același diagnostic. Făceau și ei zilnic 4-5 injecții cu insulină și își măsurau glicemia înainte de fiecare masă. Manuela a văzut că nu e singură, că sunt atâția alții care se luptă cu boala asta. Și a devenit cea mai înțelegătoare fetiță. Ea continuă să fie veselă și să ne însemineze chiar și zilele cele mai înorate. E o adevărată luptătoare și suntem mândri de ea. Privim spre viitor cu încredere și cu speranța că într-o zi Dumnezeu va face o minune și tu, eroina noastră, te vei bucura din plin de o viață liniștită, fără injecții și fără atâtea înțepături. Dar până atunci, capul sus, draga mea, nu descuraja. Noi, familia ta, suntem alături de tine și te sprijinim. Acum ai 7 ani și de ziua ta primești și ceva dulce. Te iubim, ești o adevărată perlă.